Băsescu susține că examenul a fost unul foarte sever, bibliografia fiind foarte amplă. Din cei 20 de concurenți din 16 județe care au scos posturile de directori ai direcțiilor agricole la concurs, doar 7 au intrat la proba orală. Au participat 16 județe, un număr de participanți 20 în sală. Au fost două variante de concurs, a tras varianta 2, 5 subiecte, 3 propuse de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și 2 propuse de Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Menționez faptul că acest examen n-a avut loc la sediul Ministerului Agriculturii, a fost la sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, președintele comisiei fiind de acolo. În aceeași seară, un număr de 7, deci din cei 20, numai 7 am intrat la proba orală, deci la interviu, practic, promovând, deci fiind la niș la proba scrisă, și seara, undeva în jur de ora 21, am terminat comunicându-se rezultatul. Din 200 de puncte, am obținut 164,6. Deși nu a mai avut contracandidați, Tănăsescu spune că a trăit din plin emoțiile examenului. Proba a fost destul de, deci dacă ne referim la bibliografie, a fost destul de vastă, amplă, multe legi, bazate deci pe legi, pe ordonanțe, pe ordine, au fost... În ceea ce privesc subiectele de la minister, n-au fost chiar așa probleme. Cele două subiecte ne-au pus un pic probleme, cele de la deci, funcționari publici, cea de legea 188 și legea 7. Acesta a fost declarat admis cu 80 de puncte la proba scrisă și 84 de puncte la proba orală. În perioada imediat următoare așteaptă să-i vină decizia de titular.